gânduri bune, cu gânduri de schimbare, gânduri de progres, pentru administrație cu bun simț, pentru administrație profesionistă și pentru continuarea parcursului european al României. Cam astea ar fi lucrurile care ar trebui să se întâmple și sper dintr-un sufletul că ploieștenii o să voteze înțelept și o să voteze pentru binele lor. Cum vi se pare prezența la vot până acum? Prezența la vot, în ce am văzut și eu la nivelul municipiului Ploiești, este o prezență bună. Asta înseamnă că lumea dorește să voteze. Alt lucru însă am observat că nu este foarte bun, foarte puține cabine de vot și o aglomerație în secțiile de votare, cu toate că nu e o prezență atât de mare. Și cred că la capitolul organizare nu s-au făcut toate lucrurile așa cum trebuie. Pentru că totuși sunt și persoane în vârstă, se face cald și trebuia să prevenim lucrul ăsta. Dar să sperăm că la următoarele alegeri organizarea va fi mai bună.